Ziua, dragi prieteni din RAC! Haideți să vedem la RAC pentru iunie în dragoste în aceste cărți. Am să folosesc ceva mai simplu. Metodă, altă metodă. Ui, aici ea vrea despărțire, el vrea căsătorie la RAC. Sau să știți că sunteți în destin unul celuilalt. Împăcare, dragoste, binecuvântare, comunicare, pasiune. Vă împăcați aici, arată. Vedeți ce cărți frumoase aici la RAC. Bucurie în căsătorie sau o invitație de căsătorie, o cerere în căsătorie, da? Arată invitație, cerere în căsătorie. Această persoană, deci el mai mult vrea, deci pe partea lui este căsătoria, vedeți că clar. Ei doi și el aici cu inelul. Arată că vă iubește foarte mult el, aici iubește el foarte mult. Că acum va face pasul, o să vă întrebe, o să se întoarcă, o să... Repede, acum, vrea legătură serioasă această persoană. Se simte salvat, se simte cu dumneavoastră salvat, da? Foarte repede și dumneavoastră vrea și femeia vrea. O ușurare o să simțiți când el va veni să vă ceară de în căsătorie. Foarte bine ies cărțile aici la RAC. Sau dacă sunteți căsătoriți, ați avut o perioadă grea, o perioadă în care nu știați ce vă doriți și acum știți sigur, poate fi el sau ea că sunteți unul lângă altul. Dar să știți că rămâneți cu cine ați fost, deci cu persoana cu care sunteți de mult timp. Arată o legătură foarte strânsă în aceste persoane și o legătură fericită și o siguranță pe care el o simte cu această femeie și nu vrea să o schimbe, da? Arată poate că vă împăcați, poate că ați avut ceva și vă împăcați aici și așa și repede. Cam asta a fost la RAC, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.